8 trase au fost aduse la licitație. Crescătorii au prezentat capre renumite în Europa sau în Africa de Sud. Acesta este un hibrid triliniar obținut dintre carpatină, țap boier în prima generație și țap de alpină franceză în a doua generație. Veți obține un hibrid final în care și producția de lapte și greutatea corporală este cu totul diferită față de rasele autohtone. Licitația anunțată s-a ținut doar formal. Proprietarii de capre au cerut prețuri astronomice, așa că nici cumpărători n-au prea fost. Am cerut fiindcă n-am vrut să îmi vând marfa și am cerut un preț care știam că nu se poate vinde. Cebuc am de 3 ani de zile și am un număr în jur la 220 de capre și vreau să mă mulțesc în viitor, să ajung în jur la vreo 405. Întregul eveniment a fost organizat de un domn care spune despre licitația de capre că e de fapt un sport organizat și de alții din comunele învecinate. Ideea ne-a venit de pre televizoare, de prin alte comune care au practicat acest sport. Ne-am consultat cu direcția agricolă, am făcut o schiță, după schiță am făcut un mic proiect și în sfârșit am reușit să le punem în aplicare. Din cele 200 de animale expuse, doar 3 ieduți și-au găsit cumpărători.